A început de ieri să cadă cât un biciclist pe stradă. Niște fuțaiuri când a ajuns acasă, călărind în dildou, deja speria vecinii. Băieți, m-ați tot întrebat de unde puteți să cumpărați șosete purtate de ale mele, chiloței. Să nu lăs de la ea, că nu-i de încredere. Mi-am luat eu și mi-a trimis ciorapii rupți, iar chiloții erau murdari. Eu mi-am luat țeapă. Dacă ar exista Olimpiada Animalelor, hamsterul ăsta ar fi campion olimpic, nu? Iar ăștia ar fi campioane la paralele. Cu toții știm mesajele astea, că salpan, FCB e steaua. Și măcar o dată ne-am întrebat cine le scrie. Hai să vă arăt și voi cine. Bine, mamaie! Meriți un palat de la Gigi Becali sau măcar o garsonieră cu ușă în tavan. Cine e acolo? Se filmează? Frigiderul din bucătărie a plecat toată gheața aia. Dar oare ce firmă de frigiderie? O fi iepuraș, o fi pisică sau o fi elefantul Dumbo? Să ne anunțe cineva în comentarii. Nu că mi-ar fi frică, dar mi-e greu să urc la deal. Ce bine are apătata! Astea se aud oare? Nu sună că face bine, dar și primesc și bani pentru ceea ce cântă? Veverița adormită! Luni începe școala! Bun venit la clasa de mulți repetenți! Dar de câte ore au rămas? Nu știu, și nici nu cred că știu! Poate-mi dă și mie, mama, ăstora ceva de haleală, că mi-e lene să vânez. Ia uite ce fac nenorociții când nu mai găsesc fier vechi de vândut. Se membrează telefoane. Vă futeți degeaba, că alocațiile nu se măresc. Unele se mai fut și de plăcere, fata mea, nu doar pentru alocație.